Salutare, Rich Mindseteri! Bine v-am regăsit! Sunt tot eu. M-ați văzut la podcast, m-ați văzut la interviurile pe stradă, m-ați văzut chiar și în mai multe episoade din premierele pe care le facem pe canal. Și astăzi mă prezint în fața voastră cu aceeași energie și aceeași motivație cu care v-am obișnuit până acum. Ce vreau să vorbesc cu voi astăzi este un subiect foarte emoționant pentru mine și un subiect cu care chiar am simțit de foarte multe ori că rezonez și care am simțit că asta de foarte multe ori la baza a ceea ce fac eu și la baza rezultatelor, practic, pe care le-am obținut de-a lungul timpului. Astăzi mi-am propus să stau de vorbă cu voi despre ceea ce înseamnă the heart of a champion și despre importanța de a face lucrurile cu și din inimă. Pentru că, în teorie, poate că pare o expresie pe care toată lumea o folosește, o expresie destul de uzuală și ceva ce vine destul de firesc, poate. Să zicem că, ok, e făcut cu inimă, e făcut din inimă, e făcut cu pasiune, e făcut din pasiune, dar știi care e realitatea? Că se simte. Chiar se simte când lucrurile pe care le faci sunt din dragoste pentru ceea ce faci și sunt făcute cu dragoste și nu degeaba se zice că ingredientul secret al succesului e fix pasiunea. Pentru că poți fi foarte determinat, poți fi foarte ambițios și foarte muncitor, pasiunea o să facă întotdeauna diferența. Și de ce vorbesc despre asta și cum am făcut de fapt corelația între pasiune și the heart of a champion a fost fix ideea că am avut un moment în care am stat să mă gândesc care este pasiunea mea și să văd dacă pot punctual să pun degetul pe ea. Și mi-am dat seama, tot ceea ce fac eu este pasiunea mea. Pentru că n-aș putea spune că social media marketingul pentru mine a fost o pasiune. Nici măcar nu știam nimic despre asta când am început Revo și când am început să lucrez la Revo și când am așternut practic primele cuvinte pentru primele branduri. Era doar faptul că îmi plăcea să scriu și simțeam că am lucruri de spus și era un mod de a-mi face vocea auzită. Pe parcurs mi-am dat seama că pasiunea mea este practic transgender și bariera asta de a așterne niște cuvinte. Pasiunea mea era să știu că pot influența oamenii prin cuvintele mele, că ceea ce am eu de spus poate să facă o schimbare. Pasiunea mea a fost să aduc zâmbete. Eram acolo trup și suflet pentru ceea ce făceam. Și în continuare, fie că vorbim despre interviurile pe stradă, cum ziceam, fie că vorbim de podcast și invitații de la podcast pe care i-am avut, fie că vorbim despre ce fac în afara Revo. Și uite, un exemplu extraordinar de bun despre care sunt sigură că am apucat să vorbesc măcar puțin cu voi, a fost fix faptul că în liceu, de voie de nevoie, am învățat limba franceză foarte bine. Și la facultatea mi-am făcut-o tot în limba franceză. Atunci mi-am dat seama că mă pasionează extraordinar de tare limba asta și că este ceva acolo, în cultura lor și în limba lor, care pe mine mă atrage extraordinar de mult. Și în mod normal, n-ai putea spune că, ok, ce te pasionează niște conjugări, ce te pasionează niște... Și nu e chiar așa, pentru că mi-am dat seama că să înveți o limbă străină în 2 ani, pentru că fix atât mi-a luat să stăpânesc limba franceză, 2 ani, clasa 9 și a 10, să înveți o limbă străină în 2 ani, chiar ai nevoie de puțină pasiune. Și sunt sigură că sunt oameni care au învățat o limbă străină și mai repede și mai bine, însă eu știu că n-aș fi făcut-o dacă nu ar fi stârnit ceva în interiorul meu. Și legat de asta, ce mă bucură și mai tare, este că pe zi ce trece, atât în Rich, atât în Revo, cât și în toate celelalte business-uri pe care le avem, întâlnesc și mai mulți oameni care fac lucruri cu și din pasiune. Și poate părea foarte clișeic că ok, vorbim astăzi despre cum este să fii pasionat și că dacă ție îți place să colorezi, poți să te faci graphic designer și dacă îți place să scrii, poți să te faci copywriter sau dacă îți place, nu știu, să te joci cu o cameră, poți să te faci videograf sau fotograf. Dar e mai mult decât atât. Ideea de Heart of a Champion este să duci lucrurile la un alt nivel și să faci pasiunea să livreze pentru tine. Pentru că așa, spunea la un moment dat un invitat pe care l-am avut la podcastul de la Revo, spunea că dacă faci lucrurile de plăcere, nu o să simți că muncești niciodată. Și așa este. Gândiți-vă la ceva ce ați făcut pentru că v-a plăcut să faceți. V-ați simțit osteniți la final? V-ați simțit
obosiți, dărâmați și chiar dacă a fost așa, nu e destul de rewarding? Adică nu vă face să vă simțiți bine și nu trezește în voi o emoție? Vă spuneam și data trecută, când ne-am văzut tot aici pe canal cu o altă premieră, vă spuneam că, din punctul meu de vedere, tot ce facem, orice acțiune pe care o facem are și o reacțiune. Și de ce vă readuc asta în atenție astăzi este că fiecare lucru pe care îl faci în journey-ul tău te ajută să ajungi la scopul pe care ți l-ai propus tu. Dar dacă faci un pas în spate pentru o secundă să te gândești și să îți analizezi acțiunile, vei vedea că practic cele mai fructuoase și cele mai, nu știu cum să le numesc, spornice au fost fix alea pe care le-ai făcut pentru că ți-ai dorit. Și dacă ar fi să rezum un pic toată treaba asta la ce te face să fii cu adevărat campion, este fix ideea de a reuși să menții o balanță între determinare, hărnicie și pasiune. Pentru că mixul ăsta dintre cele trei, din punctul meu de vedere, e o rețetă super sigură, e o rețetă simplă, nu mi se pare nimic complicat să reușești să faci balanța între astea trei. Sunt niște lucruri pe care, care sunt cumva codependente între ele, știi că practic dacă o ai pe una, dacă ești pasionat, automat vei deveni și muncitor, harnic. Adică îți place treaba aia, deci nu te deranjează neapărat să o faci mai mult. Dacă nu te deranjează să o faci mai mult și vezi deja rezultate și sau simți că poți mai mult, automat de la hărnicie treci la determinare. Și de aici încolo nu mai e decât un pas pe care depinde doar de tine dacă vrei sau nu să-l faci. În altă ordine de idei, mai este ceva ce trebuie să rămână cu voi pe ideea de a fi campion și de a câștiga. Faptul că nimic nu se întâmplă peste noapte și că de multe ori inima ta poate să-ți spună că ai făcut o grămadă de lucruri, ai tras, ai muncit, te-ai dat peste cap și outcome-ul încă nu este ăla la care ai sperat tu. În momentul ăla trebuie să fii extrem de rațional, să stand still acolo unde ești, să te-ți aminte de ce ai pornit pe drumul ăla și să-i spui inimii să mai ia o pauză și să lași raționamentul cu care ai plecat la drumul ăsta, cu care ai pornit journey-ul tău spre succes, să te îndemne. Mă bucur că am putut să fiu și astăzi cu voi și abia aștept să ne vedem data viitoare. Am pregătit și mai multe subiecte și dacă aveți ceva ce ați vrea să discutăm, poate în mod special, de ce nu, sunt deschisă la sugestii. Ne vedem data viitoare! Pa!